Poate. Și alea sunt date la mișto ca să le primești aici, ca să le discuți aici. Poate. E, niciun... Poate, poate. Poate. Da, nu la soare, da, da. E doar răsărituri. Discuția, discuția. Nu, supărat. Nu. Mă da. Mă da. Nu unde știi? Că te simt. Hm? Te simt. Zici? Mhm. Iartă-mă. Hm? Nu-mi vreau să dau așa. Serios. Da, dar nu, nu, n-am vrut să te atac, în sensul ăla zic, eu n-am vrut să te atac, eu pur și simplu am vrut, te-am întrebat, așa că ai vorbit frumos tot timpul pe live despre mine. Că n-am vorbit. Și am vrut să aud ce ai tu de zis, nu-i ca și cum știu, am făcut mai, toată mai, ziua mai pe supărata. Așa. Nu mi-ai zis așa. Da, ei, puteam să uite, fac pe supărata. Tu, pentru ce? Din să asculte oameni. Tu crezi că eu n-am văzut cât ai stat tu acolo? Am văzut și știu ce am spus și cum am spus. Tot. Da, dar n-am intrat de la început. Și lumea păi știu, a observat dar... asta. Și nu-i ca și cum am ascultat de lume și am, puteam să fac... Nu, de-aia dar zic, modul, puteam modul să fac care zici, supărata. Uite, treabă pe fiecare de aici din casă. Să-ți spună altul, să nu spun eu. Gen... cum te-ai exprimat tu sau felul în care... Adică eu, unul, consider că ți-am dat foarte mult credit, sincer. Și pe live, și pe story, și pe toate chestiile astea, știi? Și, na, nu mă așteptam, a fost așa ca și cum m-ai luat la rost, adică... Nu, te-am întrebat frumos cum ai vorbit pe live despre mine de la început, pentru că n-am apucat să intru de la început. Când păi eram da, și nu, eu, da, dat evident. Așa, că ai vorbit aroganță, nu știu, eu nu vorbesc arogant nici cu cei care mă înjură. Nu, lumea a înțeles asta, nu te-am făcut eu arogant. Lumea a înțeles asta că tu așa ai vorbit ca și cumva, la câte femei ai avut tu la viața ta. Păi te uiți tu așa la o fată ca mine, ceva de genul. Am primit niște mesaje și m-a agitat foarte tare. Nu era contextul ăsta, era contextul când am spus chestia asta, era vorba de comportamentul. Cred că au zis cineva ceva de comportament. Că gen fă așa sau fă așa, că nu știu ce. Și am cunoscut destul, am avut și am cunoscut destul de multe tipuri de femei în viața asta, încât să știu cum să mă descurc, am 28 de ani. Și după aia am continuat. Dacă nu-i place, ăsta e modul meu de abordare. Dacă nu-i place, că era vorba că prea te sufoc din prima sau ceva în genul, habar n-am, nu știu. Și am zis că dacă ea mă place, mă place așa cum sunt, dacă nu, nu, eu nu pot să fiu altcineva, ăsta sunt. Nu am 14 ani să-mi formez alt caracter acum. Și chestii din astea, crede-mă, eu ți-am spus, am povestit cu tine și am vorbit, o să fie persoane din casă care o să încerce să ne pună piedici, dar apoi de afară. Păi de asta te-am întrebat, nu e ca și cum am crezut din prima că tu m-ai vorbit de rău sau așa, de aia te-am întrebat. Da, știu, dar nu mi s-a părut așa, că m-ai luat la rost și nu mi s-a părut mie, sunt eu și băieți, toată casa, gen că... Nu te-am luat la rost, am pus o întrebare. Doamne, tare curios sunt, de ce plânge, de ce... Uite, și am unele... Puteți da un pic mai tare? Că nu se aude nimic. Nu se aude deloc. Nu se aude deloc. Nu cred că o să-ți dea să auzi. S-a măcar conexiunea? Da, tu crezi că... Și când am fost aici în grădină, de eram atunci, în ziua aia cu el... Și am zis, dar noi ce suntem acum? Adică dacă n-aș fi pus o întrebare, noi ce suntem acum? Da, poate nici el nu vrea să grăbească. Poate vrea... Fata, aici crezi că stai 10 ani să te cunoști tu într-o... Nu, adevărat că... Deci chiar vorbeam cu Nico de dimineață, că asta zici și ea, după ce te sărăți cu o persoană și așa, deja te aștept să te întrebe, gen, dacă vrei să fii iubita mea sau toate lucrurile astea, pentru că deja v-ați sărutat și automat când ești într-o relație, automat mereu te cunoști în relația respectivă. Adică tu dacă simți niște chestii pentru o persoană, de ce stai să mai lungi să mă cunosc, să mă cunosc din moment ce s-au întâmplat anumite lucruri? Poate nu era convins din partea ta, mă, iau-și așa. Nu faci ceva proastă. Da, dar nu știi cum gândești el. Doamne, iartă-mă că era să vorbești urât. Nu știi ce are în capul omul, dacă tu nu vorbești chestia asta cu el. Dar cum să poți să spui tu mie că poate nu era convins din partea mea, atâta timp cât eu i-am arătat și i-am scris Maria. Da, tu ai zis la început că nu vrei să te mai grăbești cum ai făcut-o cu Radu. Poate gândești eu și așa. Tu ai zis că nu vrei să te mai grăbești. Și era a treia săptămână când s-a întâmplat asta. Care a treia? Că n-am acum a trei. Poate... Nu, poate înțeles el greșit, sau nu știu, nu, ce să zic. Nu vreau să simt partea, dar încearcă să gândești așa din ambele părți, nu.
eu par destul de îndrăgostit, părerea mea, nu știu ce zic. Tu mai îndrăgostită, poate, dar nu știu cum e el, știi, ca să-mi dau seama. Băieții știu mai bine. Adică băieții poate să dai seama dacă el e mai îndrăgostit ca tine sau... Știi cum noi zicem că Bianca e foarte îndrăgostită și băieții zic că nu, că Adrian e foarte îndrăgostit, știi? Sunt niște chestii aici care... Mai îndrăgostită Bianca, dacă nu îi ziceam eu că vreau să vorbesc doar cu tine și nu ce să facă nimic, să ducea să ceară la cameră să-l vadă pe Adrian. Ce a zis, mă, că e mai îndrăgostită Bianca? A zis că nu pare îndrăgostită Bianca de tine. Și a zis că dacă voia, mergea la cameră să se vadă cu tine. Asta dacă nu se ceaia la cameră să ceară să vorbească cu el, nu se ceaia nici Bianca. Gata. Bă, eu degeaba zice că eu am zis părerea mea despre toate și o să vedeți într-un final că o să-mi dați dreptate, jur. Eu acum nu-mi bag râd, că eu chiar nu vorbesc cu râd. Care-i părerea ta despre toate? Că nu simt nimic pentru noi ele. Eu, asta e părerea mea. Ai văzut chestii, eu încă nu pot să mă pronunț. M-am certat cu tine pe niște chestii, după ți-ai dat seama de niște lucruri și o să mai vedeți parcurs că am dreptate. Da, dar mă crezi că dintre toate aici, persoanele... Uite, nici la, sincer, nici la Nicoleta nu mi se pare așa de mult spre Sorin, din, da, ce arată, exact. Din ce arată, poate o fi, dar din ce arată nu. La fel și la Bianca cu Adrian, nu mi se pare, și voi ați spus la fel aceeași chestie. Cine mai e? Larisa, ba da. Larisa da, pare. Eu zic sincer care mi se pare, frate, și Larisa e genul mai liniștit, e așa, care dar... pare? Grații, la fel, frate, mie mi se pare că simte, dar de asta a rămas acum să discutăm, să ne lămurim puțin și acum ce am auzit chestia asta... Ea mi-a spus mie de... I-a spus Mariei acum de ce am vorbit noi în grădină. Eu am fost acolo în grădină când mi-a dat brelocul, fix când am spus noi că suntem într-o relație oficială. Da, într-adevăr, ea mi-a spus de chestia aia, dar Maria i-a spus foarte bine. De ce să ne grăbim cu chestia asta? I-a întrebat de ce n-ar fi spus până acum că ne-am sărutat și așa. De ce să grăbești frumosul? Frumosul e rar. De ce să-l grăbești? Deci de azi înainte facem... Fac eu pașii la fel cum au fost până acum. Nu mai aștept la absolut nimic și lăsăm relația să decurgă așa cum se nimerește. Nu tragem unii de alții, nu aștept nu știu ce din partea ta și tu la fel din partea mea. Și poate așa o să fie mai ok. Și eu mi-am făcut unele chestii, poate prea devreme îmi trebuia să simt eu nu știu ce și mi-ai arătat prin gesturile pe care le-ai făcut pentru mine aia tot chestia. Eu așa ceva n-am mai primit în viața mea. Cred că n-am văzut eu am fost proastă, deci eu chiar am fost proastă. Eu n-am văzut câte chestii ai făcut pentru mine. De câte ori te cer tu să vii să mă vezi. De pe scaun. Același mare. Am zis, nu am fost atentă la unele chestii care eu trebuia să fiu atentă. Aici eu am greșit. Pe bune. Trebuia să fiu mai... A fost și din prima de când am intrat noi în relație. A fost și treaba cu Kinga, știi? După ce s-a terminat cu Kinga, a venit Alexandra. Și o să mai vină. Știi ce de asta zic? Și eu n-am fost atentă la chestiile care le-ai făcut tu pentru mine, gesturile cu care ai vrut să-mi demonstrezi unele chestii. Și de-aia eu mă gândeam că ar fi trebuit altceva, știi, să simt eu, deși tu mi-ai arătat și câte mi-ai dat-o mie, Doamne, și ferește. Deci aici nu-i vina ta, e vina mea și de acum încolo nu mai vreau să-ți promit nimic, că oricum cât ai avut din casa și pentru mine... Că și eu am fost cu live-urile, am fost cu unele chestii și tu oricum ai avut încredere în mine. O să încerc eu să nu mă mai gândesc la anumite chestii și cum merge relația, așa merge. În pași mărunți, nu mai aștept absolut nimic. Nici din partea ta. Tu mi le-ai făcut toate. Promit. Că o să mă gândesc și eu altfel. Eu sunt eu? Mă duc. Auzi? O să fie bine acum. Eu nu-ți am avut. Da. Spune că odihnă-i bine. Da. Bine. Tu
întâmplat? Nu mă gândesc, mă gândesc mult și prost. Bine. Dacă ai nevoie de ceva, îmi spui, te rog, e ok. Nu trebuie să-ți ceri iertare, ne cunoaștem pur și simplu, că e normal, nici tu nu mă cunoști așa de bine, nici eu te cunosc așa de bine. N-am vrut să suni așa, eu am întrebat frumos, ai vorbit bine, oricum nu știu la ce răspuns, mă așteptam, ca și cum tu puteai să vin. Ai zis că am primit niște mesaje cum că ai fi vorbit arogant la adresa mea, că tu ai avut femei, că nu știu ce. Dar nu te-am făcut eu arogant. Așa am zis. Nu te-am făcut eu arogant. Nu m-ai făcut, da? Nu așa l-ai zis. Eu zic băieții ăștia de aici din casă că eu sfoc pe tine și tu nu prea. Dar tu știi că nu e așa. Ce? Tu știi că nu e așa. Păi da, da. Da. Eu știu, da. Dar ce să fac? Să nimica, 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 nimica. N-am zis să faci nimica. Să fii tu, să faci ceea ce simți tot timpul. Asta fac. Noi lasă deja ne comportăm ca într-o relație, dar nu mi s-a părut că trebuie să aduci ca subiect asta că neapărat. Lasă-o să vină de la sine, era mult mai frumos. Nu înțeleg de ce grăbește frumosul ăsta. Asta a spus și doamna Andreea. Bă, dacă erați afară, dacă erați afară de aici, totul se ducea într-o săptămână, te cunoști prea repede, te vezi de 10 ori, de 20 de ori, ai cunoscut persoana aia, v-ați bubuit, ați făcut ce ați vrut voi și se duce, frate. Lasă frumosul să dureze, că asta e rar în ziua de azi. Ascultă-mă un pic, dar fix asta am pățit într-o relație. Înainte să fiu împreună cu foarte puțin timp, între noi s-au întâmplat multe chestii, gen ca și cum am fi un cuplu, gen sărutări, așa mai departe. Și ne-am oficializat relația după, nu știu, a treia zi, să zic, când s-au întâmplat chestiile. După două luni de cunoaștere. Nico! Și... Ho! Să fiu legată de tine prin casă. Ce? Să fiu legată de tine prin casă. De aia vrei? Păi da. Da. Dar de ce? Păi eu nu te-am condus. Eu nu te-am condus. Ba, da. Pa, băieți! Ciao! Pa, pa! Fic minte. Ce ți-am spus? Știu, dacă mă pun, pupă-mă așa, ca lumea. Nu mai îmi da ștampile din astea, că mie nu-mi plac. Așa, atât ai. Doar că e mai dulce, e mai a cuplu, sincer. Mă trimiți? Cum? Mă trimiți? Cum? Mă trimiți acasă. Și trimit acasă, dar te mai aștept. Și? Mă aștept și tu? Da?